Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, din nou la emisiunea Prin lumea globalizată. Așa cum v-am obișnuit, căutăm să aducem în casele noastre informații care preocupă societatea românească și ne preocupă pe noi din punct de vedere al securității naționale și al securității cetățeanului. Am marea bucurie să am ca invitat pe domnul conferențiar universitar Marius Văcărelu. Bine ați venit în studio. Bine v-am găsit. Nu o să mai fac prezentarea personalității domniei sale, pentru că am făcut-o data trecută. Ceea ce este important lucru este faptul că, fiind specialist în geopolitică, domnul Văcărelu este persoana cea mai potrivită ca să discutăm astăzi despre Uniunea Europeană. De ce Uniunea Europeană? Pentru că deja mass media românească abundă cu privire la sau cu opinii constructive, distructive, încurajatoare, periculoase, scenarii de toate felurile vis-a-vis de ce se va întâmpla cu România în funcționarea mai bună sau mai puțin bună sau, unii spun, chiar aproape deloc a Uniunii Europene. Noi nu suntem pesimiști, dar considerăm că este important lucru să facem o radiografie a Uniunii Europene, a Europei la început și a Uniunii Europene în special, și apoi parte din întrebări sau majoritatea întrebărilor se vor centra pe raportul Juncker, pentru că raportul Juncker vine și prezintă statelor, urmând ca la summitul de la finalul lunii martie să se dezbată cele 5 soluții posibile pentru transformarea Uniunii Europene, soluții propuse și determinate de faptul că unele state contestă modul în care Comisia Europeană funcționează, birocrația funcționează și unele state vorbește de faptul că sunt intruziuni, să spunem, ale Uniunii Europene în, eu știu, actul de suveranitate a statelor. Pentru început o să rog pe domnul Marius Văcărelu să caracterizeze, să descrie Europa. Când am spus Europa, m-am gândit de fiecare dată nu numai la Uniunea Europeană, ci la Europa în general și să discutăm și despre Rusia. Și tot aici aș vrea, îl provoc pe domnul Văcărelu să ne spună cum se caracterizează aceste tendințe oficiale de regionalizare, care în opinia mea câteodată sunt nu destructive, slăbesc unitatea europeană. Avem curentul naționalist, în același timp, vrem sau nu vrem, există și curente autoritariste în state ale Uniunii Europene, autoritarismul interior, dar și un fel de autoritarism în relația cu Uniunea Europeană. De asemenea, recunoaștem că există 27, acum vor fi după aceea 26 de culturi naționale care diferă în foarte multe domenii, și atunci când spun culturi mă refer foarte mult la psihologia popoarelor. Și de ce să nu recunoaștem și faptul că dacă de peste oceanii s-a transmis mesajul că Uniunea Europeană nu este o construcție absolut necesară pentru bună relație cu Statele Unite, se pare că în acest mimetism sunt voci în Europa care spun chiar nu este nevoie de Uniunea Europeană. Am vorbit mult, dar vă rog pe dumneavoastră de acum să... Bun, preiau legătura. Exact, mulțumesc. Și dați-mi voie să pornesc, de fapt, de la afirmația dumneavoastră, care e foarte corectă. Ideea este că este un continent, continentul european, cu foarte multe țări și care au o istorie foarte veche, în general. E adevărat că foarte vechi sunt, de fapt, cam 3-4 țări, da? Grecia, prima, Grecia, Italia. România, iarăși, cu o istorie foarte lungă, chiar dacă unor le face plăcere sau... Mă rog, dar ideea este că aceste țări cu o istorie destul de lungă au acumulat în interiorul lor două chestiuni. Limbi diferite și, cum se spune, resentimente diferite. Problema aceasta lingvistică e, de fapt, problema fundamentală a Uniunii Europene, de aceea Uniunea Europeană nu va putea fi niciodată cea pe care și-o doresc unii sau alții, pentru că, diferit față de Statele Unite sau orice altă țară, este faptul că sunt prea multe limbi. Și, evident, nicio țară nu renunță, repet, după asemenea istorie la limba ei, pe de-o parte. Pe de altă parte, ar fi și foarte costisitor, pentru că tu, de fapt, trebuie să-i obligi pe ceilalți să-și schimbe limba. Dacă studiem cu atenție istoria secolului XIX, vom regăsi că în două țări, în speță, în, mă rog, 3, Cehia, Slovacia și Ungaria, limba germană avansase atât de mult încât au fost necesari pentru întreaga intelectualitate și pentru tot mediul orășenesc, mediul urban, să se reînvețe limba națională, pentru că aproape limba germană înlocuise complet limbile respective. Și au fost situații de tipul următor. Spre exemplu, nu știu cât știu, dar un sfert din populația Vienei are origini cehe. Deci erau astfel de migrații în interiorul acelui imperiu, în special austriac, elitele. Da, dar acea migrație în interiorul acelui imperiu era una de o anumită factură și era destul de unitară. De altfel, dacă ne uităm la rețeaua feroviară din zona aceasta a Europei, se vede foarte clar că este trasată de austrieci și nu pe interesele statelor naționale. Și în România se vede același lucru. Exact, în nord de Bucovina. Da, fără îndoială. Și nu numai. Tot Ardealul, în fond, este cam în mare măsură trasat pe linia respectivă. Ei, în această chestiune este foarte greu să-i armonizezi pe oamenii respectivi. Și a încerca să-i armonizezi pe toți în contextul resentimentelor istorice este imposibil în orice loc din lume, nu numai în Europa. Și vă completez un pic și din punct de vedere psihologic. Dacă ne uităm la greci, au o atitudine colectivistă, afacerea este în familie, se poate negocia o datorie sau chiar se poate solicita anularea, pe când Germania spune toate funcționează metronomic, tot ce înseamnă angajament înseamnă că-l și onorez. Deci iată că avem și mentalități, psihologii diferite. E foarte bine că ați adus în discuție Germania, pentru că îmi permit să fac o scurtă digresiune legată de un subiect. Unitatea statelor în Europa și în lume. Există trei locuri unde statele se vor uni sau nu se pot uni. Concret, Coreea de Sud, Coreea de Nord, România, Moldova și Germania, Austria. În primele două cazuri, Coreea de Nord, Coreea de Sud și România, Moldova, unirea este inevitabilă. Că se va întâmpla mai devreme sau mai târziu, acest lucru nu este foarte clar, dar diferențele economice în mare măsură sunt atât de mari încât nu se pot face, nu există cale de scăpare, ca să zic așa, cale de scăpare. Dar, din punct de vedere civilizațional, Austria a fost sute de ani superioară Germaniei. A fost imperiu, a fost un spațiu de civilizație. Gândiți-vă că și Beethoven, spre exemplu, nu își lansează Marea Sinfonie a noua și nu numai, și o lansează la Viena, nu în altă parte. Deci, în spațiul cultural de limbă germană, Viena a fost în mai mare măsură decât Berlinul o capitală reală. Bonnul nu poate fi o capitală reală, chiar dacă în Bonn s-a născut Beethoven, după cum știți. Ei bine, în momentul în care, în 1918, 1930, 1946, 47, s-ar fi pus problema aceasta, că într-un fel s-a și pus, răspunsul a fost evident negativ, pentru că din punct de vedere economic erau asemănătoare și asta e o mare problemă pentru țările de genul acesta, pentru că dacă nu ai un nivel de trai rezonabil, vei fi atras de cealaltă țară mai bogată, și că vrei tu și că nu vrei, pe o parte, și pe de altă parte, repet, era această dimensiune civilizațională. De altfel, știți foarte bine că este o expresie care spune că germanii trăiesc pentru a munci, iar austriecii muncesc pentru a trăi. E o diferență între maniera de abordare a vieții de către unii și de către ceilalți, dar nu trebuie să le negăm o capacitate bună a organizării statului, a organizării juridice și administrative și niște rezultate foarte bune în fond pentru nivelul de trai și pentru țările lor. E bine, în acest raport sentimentele sunt și de altă natură, spre exemplu, da? Ne face sau nu ne face plăcere, România are anumite sensibilități față de anumite țări, da? Membre UE, totuși. Și țările față de noi. Evident, și atunci, gândiți-vă că dacă vrei să faci o uniune adevărată, repet, o uniune adevărată, pe modelul cum s-ar gândi, spre exemplu, de Statele Unite, ar presupune ca, în orice clipă, un om născut, eu știu, un Burgas sau un Varna să devină conducător peste alți oameni din, eu știu, din Bremen sau în altă parte. Chiar dacă în teorie s-ar putea, practic este aproape imposibil. Pot fi 1, 2, 3 excepții, dar acelea sunt excepții, nu sunt reguli. Pe când în Statele Unite, știți foarte bine, poți să ajungi să te naști într-o parte, pentru că este unitatea lingvistică fundamentală și civilizațională. Bun, ok, nu putem face o federație, dar putem merge în sistemul ăsta aproape confederal, adică avem niște instituții artificial create care funcționează. Aici este marele avantaj însă pe care îl are Uniunea Europeană, pentru că totuși continentul nostru este continentul cel mai dedicat statului de drept, legalității, cum doriți să-i spuneți, rule of law, și în acest context dedicarea aceasta asupra legalității este o frână pe care li se aduce guvernelor, ceea ce e un lucru foarte bun și un mare avantaj pentru investițiile economice totuși, pentru că știind că legalitatea este un principiu de forță, tu, investitor, știi că investiția ta va fi protejată de un cadru legal corect împotriva oricărei intervenții și fiscale, și administrative, și politice, Și acest lucru este, de fapt, foarte folositor. E, da? De acord, numai că aici avem contradicția. Vedeți că unele dintre state nu sunt de acord. Intenția Uniunii Europene este chiar să legalizeze sistemul de taxare, sistemul muncii. Unele state nu-și doresc. Eu dau un exemplu, Grecia. Vedeți, ea a fost într-o criză financiară, a fost ajutată de Uniunea Europeană și totuși reformele solicitate, transparența în decizii, înlocuirea familiei din afaceri, eu știu, toate aceste politici. Și Grecia, la un moment dat, chiar și Ungaria spune, chiar și Polonia spune, nu-mi doresc să veniți și să uniformizați acest sistem. În primul rând, ar fi și o greșeală, să știți, să faceți astfel de uniformizare din două motive. Disparitățile economice sunt prea mari și atunci, dacă aplică același nivel de impozitare, ar trebui să-mi pun întrebarea: cote mai mici sau cote mai mari? Dacă aplic cote mai mari, o să fie ceva de genul următor. Nu o să fie mulțumite țările mici pe de-o parte, dar în același timp nici țările mari nu vor fi mulțumite dintr-un motiv foarte simplu. Vor spune câțiva investitori de acolo: ce ar fi să mă mut eu în țările alea, pentru că nivelul de impozitare este același, dar salarizarea este mai mică. Dacă ar fi cotele de impozitare prea mici, țările din Est ar fi mai puțin încântate, pentru că atunci vor spune: de ce să-i mai mut dacă tot e un impozit mic aici? Până la urmă e același lucru, deci n-ar fi o astfel de chestiune. E o chestiune balansată în realitate. În realitate, normal ar fi ca fiecare țară, în vizioarea suveranității pe care o are, să-și aleagă politica fiscală proprie. O politică fiscală însă nu trebuie întotdeauna, sau nu trebuie. O politică fiscală este posibil uneori să te ducă, cum se spune, cu ești în gard. Da? Dar până la urmă tu ca țară ai votat, tu cetățean al unei țări, ai votat conducătorii pe care i-ai și acei conducători până la urmă sunt responsabili în primul rând de țara respectivă. Să mai luăm în calcul un aspect. Bugetul Uniunii Europene este doar 1% din bugetul fiecărui stat membru. Ceea ce este o sumă în realitate foarte mică, pentru că nu putem spune că sunt bani suficienți, deși bani sunt destui. Dar 1% din înseamnă că 99% este neeuropeană. 1% din buget este european pentru fiecare țară, 99% nu este. Nu vi se pare un pic cam mare disproporția între cele două? Ia gândiți-vă dacă erau 5% sau dacă erau 10%. Ar fi fost mai mulți bani, inclusiv pentru anumite cheltuieli care ar fi redus mai repede niște decalaje între Est și Vest. Da? Dar vedeți că aici este și reacția Estului, care spune: contribuim, dar având în vedere că mecanismele noastre economice nu sunt potrivite pentru ceea ce înseamnă politicile europene, proiectele se duc în general sau sunt finanțate în general tot în țările foarte bine dezvoltate. Și da și nu. Răspunsul este și da și nu, dintr-un motiv foarte simplu. Toate țările est-europene în 1989-90 au devenit cumva libere, da? N-a intrat niciuna în Uniunea Europeană mai devreme de 10 ani. De fapt, primele care au intrat în 2004, nu? Ai timp, o țară normală, articulară, are timp să se pregătească timp de 14 ani pentru un anumit sistem. Da? România a avut 17 ani în care, dorind acest lucru, amintiți-vă că toată lumea, mulți naivi în țara asta, vorbesc despre consensul de la Znagov ca fiind necesar a fi repetat astăzi. Ideea este că ai ales un astfel de mesaj, da, de tip mergem toți în aceeași direcție, pe atunci dacă am ales direcția, nu cumva trebuie să ne și pregătim pentru drum? Păi asta e ideea de bază, adică știți foarte bine, e o vorbă, dacă nu te pregătești tu, te vor pregăti alții sau te vor prinde nepregătit. De acord cu dumneavoastră, și aici de foarte multe ori mi-am pus întrebarea de ce nu sunt statele estice, cele care nu se descurcă foarte bine, conciliate de așa natură încât să poată ajunge la același nivel, pentru că am văzut câteva reacții de genul Olandei, să spunem: doamne, România n-a fost niciodată pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană și credem că nici nu este locul aici. Și asemenea chestiuni naționaliste, trebuie să recunoaștem, asemenea voci naționaliste vorbesc despre faptul, și vedem în Franța, spre exemplu, sau am văzut în Austria, sau vedem în Olanda, curentul naționalist care spune: Uniunea Europeană nu este pentru noi. Am avut noi impresia că în perioada de bunăstare a fost favorabilă, dar am ajuns la concluzia că prin politicile vis-a-vis de imigranți, prin politicile fiscale, prin faptul că avem o abundență de cetățeni din Estul Europei care au venit și ne-au luat locurile de muncă, deși nu este adevărat. Vedeți, avem niște reacții naționaliste. Ele sunt determinate, sau de ce sunt determinate aceste reacții pe care le vedem? Partidul doamnei Le Pen din Franța. Aceste relații sunt în mare măsură determinate de o chestiune foarte simplă. Omul nu gândește secvențial și nici segmentat. Da? Deci omul nu o să gândească, referindu-se la o chestiune sau alta, sau la un om sau la altcineva, în maniera următoare: da, are părul superb, da, ochii nu-mi plac, dinții sunt cam așa, gâtul parcă e un pic prea gros și cam scurt. Nu, omul va lua o imagine de ansamblu și imaginea asta de ansamblu nu se calculează după un algoritm. Fiecare om gândește într-un anumit mod și știți foarte bine că și opiniile omului se schimbă în timp. Da, gândiți-vă, spre exemplu, să zicem că, mă rog, multe din fetele din Est știți foarte bine că sunt foarte frumoase. Să zicem că tu ai avut cetățean francez sau nu știu ce, ai avut o parteneră din zona asta și te-a părăsit sau cine știe, sau ai înșelat-o și ți-a dat, mă rog. Ei, în momentul respectiv nu prea mai ești cu adevărat la fel de încântat de țara respectivă sau dimpotrivă, cât ai fost cu ea, ai fost mult mai deschis în direcția respectivă. Deci realitățile sunt un pic diferite în sensul acesta și ar fi un pic cam prea mult să le cerem cetățenilor europeni să fie, continentul european să fie completamente repet, schematizați, robotizați în maniera de a gândi. Ei, în această situație, ei văd niște lucruri fără să se ducă foarte mult în țările respective să cunoască. Da, chiar întrebarea mea este ce evenimente, ce vede cetățeanul din diferite state, dacă discutăm despre Franța, spre exemplu, sau despre Austria, că așa acolo am avut curent naționalist, sau dacă discutăm despre greci, de ce au reacții negative la adresa. Care sunt evenimentele din Europa care au făcut cetățenii, pentru că eu sunt cel care spune de fiecare dată, în acest an sărbătorim 60 de ani, dacă nu greșesc, da? 60 de ani de la crearea Uniunii Europene. Au fost 60 de ani, da? Nu greșesc, da? 60 de ani de pace. Bun, toți ar trebui, mie mi se pare că avem oameni, cetățenii sau decidenții politici care, netrăind ororile războiului, au impresia că războiul nu este un pericol, că nu se întâmplă nimic, că Europa, chiar dacă n-ar fi unită și chiar dacă unii ar ieși din Europeană, lucrurile vor merge foarte bine, bunăstarea se reclădește, ceea ce mi se pare o teorie falsă, pentru că împreună facem, e ca în sinergie, da? Efortul comun are un rezultat mult mai mare decât suma eforturilor făcute de către fiecare. Care sunt evenimentele, ultimele evenimente pe care dumneavoastră le vedeți ca schimbătoare de percepție a nevoii de unității europene? Nu sunt foarte multe și mai degrabă aș spune că evenimentele din București în ultima vreme și din România au fost foarte interesante din punct de vedere al construcției europene, dar televiziunea are un rol important în ceea ce privește formarea opiniilor unei persoane, da? Și dacă ne uităm, spre exemplu, la știrile din Franța, știrile din Franța sunt majoritar despre Franța, evident, despre câteva țări mari, logic, că sunt țări mari. Așa, la noi parcă sunt mai centrate pe România decât în alte țări, dar o foarte mare importanță au în știrile franceze fostele colonii franceze din Africa. Nu contează foarte mult Estul, nu contează foarte mult restul Europei. De ce? Pentru că este... Sunt și implicați în gestionarea crizelor. Dar ideea este că totuși, bun, dar Africa pentru ei înseamnă un teritoriu pe care îl și exploatează cumva și foarte bine după anumite mecanisme, da, evident, însă în Estul Europei, în zonele acestea, sunt firme franceze prezente, dar e cumva totuși o anumită stare de calm care nu creează probleme. Da? Dacă e un atentat cum a fost la Burgas acum câțiva ani, dacă vă amintiți, imediat au fost știrile respective. Da, un protest extraordinar prin România, imediat știri într-o parte. Au mai fost niște chestiuni prin Polonia, nu știu cum, au mai fost niște chestiuni în Ungaria, atunci da, se dau știri. În rest, nu. Întrebarea mea este, tot aici, în contextul ăsta, fără să căutăm vinovați, ajungem la concluzia că noi nu avem o comunicare strategică de la nivelul Uniunii Europene care să fie transferată către guverne și să o înțeleagă și fiecare cetățean sau cetățeni să fie informați despre ce se întâmplă. Și am să fac o scurtă paranteză, n-aș vrea să vă iau timpul dumneavoastră. Am avut o discuție între militari cu câțiva colegi. Pericolul este Rusia, NATO să vină în zona asta. Colegii din Italia și din Grecia, nu, pericolul sunt imigranții, NATO să se îndrepte spre zona respectivă. Colegii din Spania, Franța și Germania, pericolul este terorismul, să se îndrepte NATO spre... Și la un moment dat un coleg din Lituania spune, vedeți, în funcție de situația geografică a domnilor voastre, percepeți ca pericol prioritar cei din Est, Rusia, pentru că am trăit, eu știu, în perioada celui de-al doilea război mondial sau perioada comunistă, cei care sunteți în Sud vă îndreptați numai acolo și la un moment dat se punea întrebarea cum putem dialoga și negocia de așa natură încât să ierarhizăm riscurile, să ne dăm seama care este prioritar sau care este efortul prioritar și să convingem și să sprijinim pe toată lumea. Adică România, dacă beneficiază de prezență militară, să spunem NATO, pentru a proteja, de un risc major Rusia, România să-și aducă contribuția în ceea ce înseamnă a sprijini Italia, Grecia sau alte țări care sunt sub presiunea imigranților. Este foarte greu. Și aici am pun întrebarea, cum am zis mai devreme, ok, cât de mult se vorbește despre Europa, da? Despre Uniunea Europeană, despre ce își dorește, da? Și până la urmă și despre slăbiciunile ei. Vreau să vă răspund în sensul pe mai multe planuri. Pe de o parte, Rusia nu e atât de periculoasă pe cât ni se pare unora sau altora. Rusia are alte probleme ale ei interne, repet, și nu asta e ideea. Iar ce se întâmplă în Kiev, în Ucraina, sunt niște chestiuni care țin iarăși de un fond istoric de 1000 de ani. Deci, iarăși, nu discutăm despre Uniunea Europeană despre secolul 21 sau secolul 20. Dacă cineva crede că Uniunea Europeană este cauza anumitor realități, anumitor chestiuni, de acolo înseamnă că nu știe istorie, da? Și, fraților, puneți mâna în bibliotecă și citiți niște cărți de istorie și după aia mai înțelegeți și ideea de simbolistică națională. Da, mă rog, nu mai discutăm pe tema asta. Ce am spus dumneavoastră despre Grecia? Păi Grecia, în realitate, nu vrea să spună, dar amenințarea ei personală pe care o știe și o înțelege în permanență este Turcia, stat membru NATO, dar gândiți-vă că atunci când mergeți în Grecia, spre exemplu, veți vedea indicatoare, știți bine treaba asta, care spun Constantinopol, nu știu câți kilometri. Deci, în mintea lor, megalii ideea, marea idee grecească, nu s-a modificat. Ei au în permanență această idee. Deci, pe de-o parte, nu pot să spun niște chestiuni. Pe de altă parte, ce spune lituanianul este corect. Până la urmă, fiecare țară vorbește după limba ei. Nu asta e ideea. Austria, în fond, este o țară fără ieșire la mare, deci anumite chestiuni pe zona asta nu interesează, dar în același timp este un nod de trecere pentru foarte multe țări. Deci, o interesează ce se întâmplă în zona de migrație. Da? Ei, în toate lucrurile acestea, conducerea de la Bruxelles, așa cum este, repet, operează doar cu 1% din buget, pe o parte. Pe de altă parte, conducerea de la Bruxelles este o conducere care se schimbă. Și să facem o analiză corectă. Conducerea de la Bruxelles este, în general, formată din politicieni care au eșuat sau, mă rog, n-au eșuat complet, sau care și-au văzut cumva mandatul intern terminat. Deci nu sunt oameni care să fi gândit de la început, nu ne vrem să fim europeni și după ce ne facem un nume acolo, ne ducem înapoi în țara noastră. Sunt oameni care, în general, Barroso, da, fost prim-ministru portughez, însă mai întâi. Tusk, fost prim-ministru polonez, după aia, da, Romano Prodi, fost, nu știu ce, iarăși. Da, deci, în momentul în care tu discuți pe tema aceasta, în realitate îți dai seama că oamenii respectivi sunt politicieni naționali, ceea ce e normal să fie așa, da? Și ajungând acolo, îți pui întrebarea, ăștia au ajuns acolo pentru că, repet, ori nu mai au alternative, sau găsesc asta ca o perioadă de acumulare de forțe pentru o nouă bătălie politică internă. Deci care este scopul lor, da? E o chestiune pe care noi o știm foarte bine în zona asta juridică și nu numai în zona juridică, în zona științelor. Nu poți să fii specialist într-un domeniu dacă îți schimbi materia pe care o predai la fiecare 2, 3, 4 ani. Da? Pentru că trebuie să înveți mai întâi, pe lângă ceea ce știi la nivel minimal. Este un joc al statelor. E un joc, tocmai asta este un joc al statelor, care, joc al statelor fiind, este un joc însă, cum îi spune, pe care din start știi că îl vei pierde. De aceea spun rule of law și legalitate. Uniunea Europeană trebuie să fie în primul rând un spațiu al legalității și dacă este un spațiu al legalității, cu ajutorul legilor, da, poți trasa foarte bine circuitele economice, circuitele de transport, circuitele de circulație, circuitele de călătorie ale persoanelor, da? Și mai faci ceva, niște mecanisme reale de protecție a legalității în fiecare stat membru, dacă vreun stat membru, prin politicienii pe care îi are, sare de pe linia asta. Da? Eu sunt de acord cu dumneavoastră, nu mai știți ceea ce pentru mine este un dubiu, să spunem, este chiar dacă discutăm despre o uniune care funcționează, în opinia mea, de genul unei confederații, pentru că fiecare stat are drept de vot, se dialogează în Consiliul European, Comisia este un executiv, Parlamentul are și el drepturile lui, dar nu toate, pentru că avizează bugetul, nu modifică bugetul și așa mai departe. Totuși, acolo cineva vine cu inițiative și dacă facem o analiză lucidă despre ce câștigă un stat pe un anumit domeniu, constatăm că este un proces de negociere inițiat de obicei de către cel care poate să negocieze și are mare interes să negocieze o directivă. Da, nu știu, cea de pescuit, cea de ajutor agricol, cea de subvenționarea fermierilor, prețul laptelui, politica de securizare a frontierelor și mai departe. Aici, vrem sau nu vrem, totuși, nucleul dur al Uniunii Europene, da, are un cuvânt de spus. E percepția mea. Dacă ar fi să vă întreb pe dumneavoastră, cine credeți că este liderul informal al Uniunii Europene? Pentru că trebuie să recunoaștem că dacă îl definim, vom găsi și de unde vin președinții sau președintele Comisiei Europene, președintele Consiliului European, cum este ales, chiar dacă avem partide diferite sau grupuri de partide, alianțe politice în Parlament, tot constatăm că la un moment dat, ca să fie politically corect, avem președinte de Parlament a unui stat, președinte din centru sau din vest, președintele Consiliului European va fi din altă parte, președintele Comisiei, adică sunt niște jocuri. Cine este liderul informal al Europei? Liderul informal al Europei este țara care poate investi și care investește mai mult în orice altă țară. Adică dacă eu am 1 miliard și investesc în 10 țări, iar altcineva are tot 1 miliard, dar investește doar în 2 sau în 3, e o diferență, pentru că eu am investit în 10 țări, deci mi-am putut lărgi baza de negociere cu acele 10 țări, pe când celălalt, chiar dacă a investit mai mulți bani, va negocia doar cu 2-3 țări. Forța celor 3 țări s-ar putea să fie la vot mai mică decât forța celor 10 până la urmă. Ideea asta de unanimitate europeană, care până la urmă nu e o idee rea, da? Îi păzește pe cei mici în mare măsură uneori de anumite proiecte ale unora mai mari. Dar, repet, totul depinde până la urmă de această chestiune. Cine investește mai mulți bani într-o altă parte? În fond, dacă vrei să zici că ai putea să faci o Uniune Europeană completă, ar însemna ca fiecare țară să investească cât mai mult, nu doar în propria țară, ci cât mai mult în toate celelalte țări. Da, dacă ar fi, ca să luăm așa, fiecare țară ar trebui să zicem, ar trebui să aibă, cum să spun, cotă egală în fiecare altă țară de negociere și atunci ai putea spune, este perfect. Deci 30% din investițiile dintr-o țară sunt străine. Bun, din alea 30%, 80% sunt ale UE. Iar din ele fiecare sunt pe cotă egală, ceea ce ar fi nemaipomenit, dar nu este posibil. Nu cred că discutăm despre privat și discutăm despre faptul că guvernele... problema, pentru că noi ne amintim un lucru. Până în 1989 mai ales, cel puțin în țara noastră, știm foarte bine că înțelegerile de negociere se făceau de către statul român, prin Ministerul Comerțului Exterior și o altă firmă sau eventual un alt stat din altă țară, pe baza unui mandat stabilit de la început foarte clar. Ei, acum investitorii sunt liberi și ei vin sau nu vin într-o țară sau în alta, da? Și vin după interesele proprii, unul poate să vină și să facă niște chestiuni foarte bune într-o parte, alții mai puțin. Spre exemplu, cel mai mare investitor în Balcani, ani de zile, a fost Italia, dar din ce motiv? Păi, în realitate, o bună parte din investitorii respectivi aveau anumite conexiuni cu mafia italiană, pentru că era capabilă mafia italiană cu ajutorul armelor să protejeze investiția în sine, da? Pentru că nu vreți, vă împușcăm sau lucruri de genul acesta. Cum și o bună parte din mafia iugoslavă, așa cum era ea, opera inclusiv pe teritoriul italian și acolo se făceau anumite alianțe și noi le protejăm pe voi, voi protejați pe noi și în acest lucru. Deci primii care intră de obicei într-un spațiu care nu este perfect organizat din punct de vedere juridic sunt grupurile criminale. Da? Și după aceea vin și ceilalți investitori. Că așa se întâmplă. Cine are puterea de a-și securiza o investiție va veni primul. Cine nu o are va trebui să aștepte. Aici n-aș vrea să intru sau să înțeleagă greșitele spectatorii. Se întâmplă și la nivelul organizațiilor internaționale. Dacă ne uităm la procesul de aderare la NATO și după aceea la procesul de aderare la Uniunea Europeană, constatarea pe care am făcut-o este că întâi s-au deschis porțile NATO, adică s-a securizat regim democratic și apoi investitorii au spus, ok, pot fi acceptate țările și Uniunea Europeană pentru că avem garanția că investiția noastră nu este făcută pe un teren instabil. De logic, da, nu, da, în orice sistem. În orice sistem e același lucru, da, mai întâi vin oamenii care cumva sub o formă sau alta asigură o anumită zonă de legalitate și de securitate a străzii, da, după care vin juriștii, evident, care pregătesc terenul, băi, atenție, cadrul ăsta legal este așa, nu putem investi decât foarte bine în zona asta, așa, după care vin economiștii și spun, doamne, atenție, aici putem face marjă de profit așa, aici mai mult, aici mai puțin și după aceea se începe negocierea reală. Putem nominaliza un actor în Europa? Eu aș zice că nu putem să-l nominalizăm în realitate, am putea spune mai degrabă de orientări. Și orientările respective sunt orientările mai degrabă ceea ce se cunoaște sub numele de dreapta. Ori, din punct de vedere al acestui mecanism economic, dreapta înseamnă Germania, înseamnă Marea Britanie, dar Marea Britanie nu mai este. Stânga, care nu are... și Olanda mai înseamnă iarăși, înseamnă Olanda iarăși foarte interesant. Stânga înseamnă Franța, stânga înseamnă alte țări și se vede cumva, pentru că maniera de discuție în interiorul propriilor țări le cauzează acestora o anumită implicare. Discutam în urmă câtva timp cu niște buni prieteni despre diferența fundamentală între sistemul juridic francez și sistemul juridic german. Sistemul juridic francez este unul mai static, mai lent, caută într-adevăr să ajungă mai la profunzimea relației juridice, atenție, între contractanți, între contracte, între firme și între actori, pe când regimul juridic economic de tipul acesta german este unul mult mai rapid, care îți dă voie să declare aproape orice, dar dacă te-ai declarat într-o anumită manieră, încearcă pe cât posibil să respecti declarația, sub o formă sau alta, și există o anumită toleranță. Diferența care este? Sistemul economic german este un sistem mai activ. Și evident că cel care este mai activ este pe tablă mai puternic decât cel inactiv. De acord cu dumneavoastră, numai că sunt aici două, eu știu, teme importante. Primul lucru, atitudinea Statelor Unite sau atitudinea președintelui Trump, care spunea, dom'le, vedeți, Germania, lumea îl consideră motorul economic al Europei, dezvoltă politici la nivelul Uniunii Europene care nu sunt altruiste, sunt politici egoiste. Germania este interesată de ceea ce înseamnă propria dezvoltare, relațiile economice, cât mai multe produse date pe piața Uniunii Europene. Poate că este adevărat, nu spun nici da, nici nu. Pe partea cealaltă, îmi amintesc că am citit un material despre politica externă și fiecare stat era, sau da, haideți să spunem, zona externă a statelor, Ministerul de Externe, erau întrebați cum văd politica externă a Uniunii Europene prin Serviciul de Acțiune Externă, dacă, eu știu, înaltul reprezentant are putere, se comportă, are aparat de specialitate, mai multe întrebări. Suedia răspundea de genul următor: apreciem, este o politică corectă și noi, prin experiența pe care o avem, suntem de acord să ne trimitem personalul să lucreze în sprijinul Uniunii Europene. Germania spune următorul lucru: apreciem activitatea serviciului, apreciem înaltul reprezentant, dar politica externă face Germania. Al doilea lucru pe care l-am văzut la același, foarte clar enunțat, politica externă, și era specificat în special cu Rusia și cu țările care sunt în America de Sud, aparține Germaniei. Al doilea lucru, făcând o verificare cum este constituit grupul ambasadelor germane, am constatat că acolo există cel puțin 3 persoane care sunt reprezentanți ai Ministerului Economiei. Adică politica externă a Germaniei este centrată pe partea economică. Ei, Uniunea Europeană are mult mai multe probleme astăzi. Crize financiare, criza imigranților, criza de securitate dată de Rusia, terorismul care se manifestă în Europa, determinat de implicarea europenilor în conflicte din Irak, din Siria, din Afganistan și așa mai departe. Germania pare aici, am să fiu sincer, pare un pic aici egoistă. Spunând, mă pricep foarte bine la această chestiune, pare să fie și o strategie pe termen lung. Adică eu nu vreau să domin lumea, Europa, prin forța armelor. Am avut 2 războaie, ne-am convins că ele sunt destructive, avem o altă strategie și acea strategie este strategia economică. Este Germania, să formulez, da, este posibil ca Germania să-și schimbe comportamentul, nu o acuz de egoism, dar să schimbe comportamentul și să fie comprehensivă, adică să spună, de azi înainte sunt în măsură să gândesc politică de securitate, sunt în măsură să gândesc politică externă, adică urmați-mă pentru că aveți ce să urmați. Răspunsul este... Întrebarea a fost lungă. Întrebarea e lungă, dar răspunsul este la fel de lung sau poate chiar mai lung. Germania, nu, și nu numai Germania, nu își poate modifica cu adevărat politica externă. Repet, din același raport, 1% buget Uniunea Europeană, 99% buget național. Cu atât mai mult că Germania este o țară totuși mare, are peste 80 de milioane de locuitori, de fapt 84-85, și nu se știe cu adevărat cât sunt legal pe acolo sau muncesc în plus. Deci aici, să zicem, cu totul până la 90 de milioane de locuitori. Ceea ce este mult pentru standardele europene, pe o parte. Înseamnă mai mult decât multe țări la un loc. Pe de altă parte, Germania, spre exemplu, este un stat în care, știm foarte bine, este împărțit în landuri și landurile au o foarte mare autonomie. Nu-ți poți permite tu, buget federal, să le ignori pe aceste landuri, pentru că alegerile, știți foarte bine că sunt alegeri diferite, alegerile locale sunt decalate, adică nu decalate. Sunt... Și puterea financiară a landului este mare. Sunt întotdeauna, da, și sunt foarte multe, nu numai financiară, puterea administrativă, atenție, deci puterea de negociere a landurilor și pe economic și pe alte ramuri, inclusiv, spre exemplu, pe zona educațională. Da, landurile... ca și Parlament funcționează ca niște țări, aproape, Lander înseamnă înfrunțare, nu? Și gândiți-vă că și Austria. Pentru telespectatori trebuie să înțeleagă cum funcționează Statele Unite, funcționează și Germania. Cam așa, cam aproximativ în aceeași manieră. Ei, într-o astfel de situație, tu, guvern federal, ai anumite limite în negocierea, în primul rând, a propriei puteri. pe plan extern. Pentru că cei din intern vor spune, stai puțin, dar noi avem nevoie de mai mulți oameni de afaceri din zona respectivă. Vrem sau investim într-o anumită zonă. Noi investim, să zicem că suntem din bazinul Rurului, și investim mai mult pe anumite chestiune, că la asta ne pricepem. Apoi, iarăși o chestiune pe care nu trebuie să o negăm. Germania a reușit din punct de vedere economic în mare măsură, dar de ce nu o să o facă și de ce să nu o facă și alte țări, nu? Până la urmă, ideea aceasta de bună practică, bune practici, bună administrare, bună guvernare, nu înseamnă de fapt că nu poți să imiți și tu, da? Nimeni nu se cere să fii extraordinar în economie, în 20 de produse. Poți să fii numai 10, dar în alea 10 să fii foarte bun și pe baza acestei chestiuni să ai exporturi foarte bune. Amintiți-vă povestea Made in Germany. Vă amintiți cum a apărut? Da, a apărut după primul război mondial, în contextul în care francezii, pentru că din mare măsură francezii au făcut multe probleme, mai ales după primul război mondial, au spus că Germania este atât de nocivă încât trebuie să o pedepsim. Și cum facem? Păi zice, vom pune o etichetă, am solicitat și au impus ca pe fiecare produs care se făcea în Germania să fie eticheta Made in Germany. Foarte bine, zice. Ca toată lumea să recunoască, să nu mai cumpere de la ei. Germanii s-au ambiționat, l-au făcut bine. L-au făcut foarte bine și în momentul respectiv s-a întâmplat. Păi, telefunken și toate alea au devenit produsele care se vindeau cel mai bine în toată Europa și nu numai în Europa, da? Și atunci toate statele au trecut pe aceeași manieră de inscripționare. Deci, tot rău spre bine, da? Repet, în ideea însă de calitate, produse de calitate pe care le-au făcut ceilalți. Da? Și atunci, în astfel de variantă, și tu, fiecare țară, poate să aplice acest model. Apoi, iarăși... Dar modelul este aplicabil, sunt de acord, v-am întrerupt, vă rog să rețineți ideea. Este un model aplicabil și în ceea ce înseamnă puterea de a negocia. Uitați-vă, vă rog, la reacția Poloniei vis-a-vis de ceea ce înseamnă ideea de Nord Stream. Adică Polonia spune, atâta timp cât suntem în Uniunea Europeană, am discutat despre faptul că noi cu toții ne protejăm față de o Rusie care folosește arma energetică. Suntem de acord cu ideea că Ucraina, prin poziția geografică, dar prin comportament sau prin evenimente de astăzi, este un impediment, să spunem, la circulația liberă a resurselor. Dar spune Polonia să treacă prin noi, nu să treacă prin Marea Nordului. E bine, să vă răspund din punct de vedere și s-ar putea să vă surprindă acest răspuns. Rusia are tot dreptul să negocieze și să facă conducte pe unde vrea ea, pentru că ea este cea care vinde, da? Și vânzătorul își vinde produse cui vrea el până la urmă. Dacă nu vreau și nu vreau să contractez cu tine, chiar dacă tu îmi dai luna de pe cer, ca zic așa, nu-ți dau ție, punct, da? Și dacă vreau să te ocolesc și am posibilitatea să te ocolesc, te voi ocoli. Da, dar te ocolesc doar dacă la capătul, conductei este cineva care are nevoie de produsul meu. Bun, evident, eu spun, am zis, vând, dar pot să nu vând niciun produs, da? În momentul respectiv, ce veți face dacă nici unii, nici prieteni, nici inamici de-ai mei, nu le vând nimic, nici unora, nici altora. Ce se întâmplă cu aia? Eu rămân cu produsul, pe când ceilalți vor trebui să caute economia de piață. Evident. Și atunci, repede, Rusia nu trebuie blamată în sensul ăsta. Nu blamăm Rusia, eu vorbesc de comportamentul Germaniei. Bun, comportamentul Germaniei este și un comportament, până la urmă, perfect rațional. Gândiți-vă că imnul Germaniei spune foarte clar, da? Deutschland über alles, über alles in der Welt. Da, Germania mai presus de orice în lume, dar în fond, fiecare țară, până la urmă, principiul statului națiune și principiul, până la urmă, statului național este principiul fundamental al omenirii. Este principiul că patria este înaintea orice, nu? Patria proprie este înaintea orice. Dar, iarăși vorbim despre Rusia și despre negocieri. Vă dau un exemplu. Pe aceeași stradă în Moscova sunt ambasadele Bulgariei, României, Ungariei și încă vreo câteva. Ambasada României, din câte știu, are în general 1 sau 2 oameni din zona pe economic, diplomați pe economic. Ungaria are vreo 40. Deși ca țară este mai mică decât noi, dar exportă nu numai în Rusia, și în alte țări mai mult decât noi. Dar țările baltice care sunt nu știu câte aparte. Fiecare țară joacă până la urmă joacă rolul cum crede, cum vrea și așa. Și repet, nu trebuie să le criticăm. În primul rând să ne uităm la noi, spre exemplu, la țara noastră, câte greșeli facem în diferite domenii și haideți să le reparăm pe acelea, cu siguranță lucrurile vor fi mai bune. Poate că nu mi-s putin să exportăm cum am exportat în anumite piețe înainte, da? Dar asta nu înseamnă că dacă nu vom face produse bune, nu le vom putea vinde. De aici, până la urmă, depinde toată treaba, pentru că ceea ce le-am mai spus și am mai scris în diferite articole. Oamenii și, în general, statele, mai ales statele, mă normal, guvernanții, trebuie să înțeleagă un lucru. Trebuie să existe o unitate reală între politica internă și politica externă, bazată însă pe o putere și pe o articulare a politicii interne. Concret, vrei să încurajezi industria turismului, da? În țara ta. primul lucru pe care îl pui la punct, care este? Evident. Da, dar dintre ele ce anume? Au, în primul rând, aeroporturile cele mari, da? Și orașele cele mari pe liniile ferate. Acelea trebuie să fie impecabile. Tot ce este pe drumul respectiv trebuie să fie foarte curat și pe zona respectivă. Da, exact. Restul mai așa. În timp le faci pe toate celelalte. Ei, dacă tu nu gândești în maniera asta și hai să haotic într-o parte, haotic în altă parte, nu vei face decât cel mult vei putea provoca... Vorba de schelet, că după aceea pe schelet comunitățile vor pune mușchi. Exact. Ei, România în clipa de față, spre exemplu, nu este capabilă pe foarte multe lucruri să-și pună ordine în propria țară din punct de vedere juridic, administrativ, al legalității, iarăși, pentru că avem această problemă, din păcate, cu mediul politic, da? Și din momentul respectiv o să discutăm și despre altceva. Da, câte vreme politicienii români nu-și cunosc limitele legale și nu cunosc modul de acțiune legal și nu numai legal, ci și politic în fond, după manualul de politică, să zic așa, noi nu o să avem o țară suficient de puternică la nivelul pe care îl vrem. Vedeți, noi nu vom avea, adică realitatea ne spune că visăm să fim. Întrebarea care vine este ce se întâmplă în Europa și de ce este nevoie, a fost nevoie ca domnul Juncker să vină acum cu planul pe 5 soluții. Am să le trec în revistă foarte rapid pentru telespectatori. Continuăm ceea ce facem. Chiar dacă avem convulsii, chiar dacă avem contradicții, chiar dacă lucrurile nu funcționează foarte bine, ceea ce putem face printr-un dialog, vom face. Soluția numărul 2 spune renunțăm la ceea ce... Nu, descreștem efortul pentru ceea ce am realizat în taxe, în securizarea frontierilor, în piața muncii și așa mai departe și revenim la piața comună. Inițial la piața comună în care stabilim faptul că nu sunt impozite și poate circula marfa. Circulă marfa și capitalul, dar nu circulă forța de muncă. Fiecare stat își face politicile proprii pentru ceea ce înseamnă acceptarea sau neacceptarea bunurilor, serviciilor și forței de muncă. Al treilea spune nucleul dur. Ne întoarcem la cei care au creat Europa. Sunt 6 state, printre care și Germania, și Spania, și Benelux-ul, care spun noi suntem cu o gândire un pic avansată față de o gândire și o dorință avansată față de întreaga Uniune Europeană. Noi stabilim că vom face împreună tot ceea ce ține de securitate, de finanțe, de piața muncii, de piața comună, de ceea ce înseamnă taxe, impozite, inclusiv probleme de apărare națională. Cine va mai fi în măsură să acheseze la tot ceea ce vom stabili noi, îl acceptăm. Cine nu, va fi undeva în piața comună și în zona, pentru că nu dispare Uniunea Europeană, dar într-o zonă în care cu fiecare vom dialoga. Al patrulea scenariu spune așa cum suntem, încercăm să facem ceva din ce s-a enunțat în primul scenariu, dar facem mai puțin, adică unde statele vor face opoziție. Nu dorim un sistem de asigurări sociale comun. Foarte bine, nu mai discutăm. Nu dorim un sistem de taxare comun. Nici o problemă, nu mai discutăm. Nu dorim să stabilizăm piața energetică. Foarte bine, fiecare stat să descurce. Am dat câteva amănunte pentru telespectatori. Și ultimul scenariu, care seamănă cu primul, dar este un angajament cât se poate de serios, spune, domnule, facem mai mult și facem împreună. Adică nimeni să nu gândească ieșirea din Uniunea Europeană, dar nimeni să nu mai gândească ideea că va putea folosi dreptul de veto să spună asta nu se face. Nu, ne angajăm cu toții, este destul de greu să discuți de așa ceva, dar domnul Juncker vine cu soluții spunând odată și odată trebuie să vă hotărâți. Aceste soluții vor fi dezbătute la finalul lunii martie, după aceea, din câte cunosc, este un calendar în care fiecare problemă va fi discutată până în decembrie, toate aceste chestiuni determinate și de faptul că în 2019 vor fi alegeri parlamentare și se pune problema cine și ce mandat are și cum va funcționa de azi înainte Uniunea Europeană. Întrebarea mea este, de ce este necesar să vină acum domnul Juncker cu soluții? Ba mai mult se aude, ar fi dureros pentru Europa, în opinia mea, să vină cu ideea că scenariul 3, adică nucleul dur și ceilalți cu alte viteze, vom lucra împreună în Europa. Periculos, mi se pare mie. Și periculos și nepericulos, pentru că până la urmă ar trebui să te ambiționeze, repet, pe tine, dacă ești pe planul 2, să ajungi cât mai sus, da? Noi trebuie totuși să fim un pic rezonabili. Știam foarte clar din momentul în care am intrat acolo că nu am fost egal cu cei din vest și nici n-am fi putut fi, adică e o realitate, da? Dar pe de altă parte și cei din vest știu foarte bine că în realitate că a reinstitui din nou granițe, a reinstitui din nou controlele frontieră, înseamnă pentru economie, în primul și în primul rând, costuri foarte mari. Înseamnă, gândiți-vă numai câte mărfuri, câte transportare dintr-o parte în alta vor fi bunurile perisabile. Închipuiți-vă ce situație vor avea, da? Deci acum poți să cumperi în câteva zile dintr-un produs care este cules sau în Spania, ajunge în 2-3 zile, poți 4 zile, să zicem, ajunge în România. Ceea ce înainte noi nu fi putut imagina, numai stând la toate cozile, pe toate. Deci, există realități, există planuri politice. Politicienii trebuie să dea niște mesaje, dar economia joacă și ea și dă și ea niște mesaje foarte puternice. Și credeți-mă că în momentul în care un plan politic este prost, reacția este mult mai previzibilă din partea cetățenilor și a economiei decât din partea altor politicieni. Politicienii, din păcate, au ajuns la nivelul în care, după cum poate am mai spus în urmă cu câtva timp, noi avem politicieni de secol 20 și poate chiar de secol 20, să zicem, anilor 50-60, așa, să zicem, poate 70-80 în cel mai bun caz, dar care nu sunt conectați la o lume de secol 21. Omenirea a ajuns pe niște progrese economice, tehnologice, mai ales de o anumită natură, care elimină aproape complet niște frontiere, da? Ori tu să vii în clipa de față politician din nou cu niște planuri prea strânse, prea fixe, prea restrictive, înseamnă în realitate să te autoexcluzi din circuitul economic. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar pun problema și într-un alt mod. Vedeți, discutam la început o emisiune despre regionalizare. Avem grupul de la Vișegrad, care este un grup de presiune. În opinia mea, chiar dacă nu toate ideile sunt comune, pentru că percepția Ungariei despre Rusia este una, Polonia despre Rusia este alta, a Cehiei este alta, a Slovaciei. Dar dacă ne uităm la atitudinea lor, au o atitudine comună de a presa pe spețe Uniunea Europeană, pe calitatea produselor care vin în Europa de Est, pe ceea ce înseamnă cotele de imigranți, pe ceea ce înseamnă, nu știu, politicile agricole. Să ne amintim, Polonia chiar este un bun negociator. De, aceste regionalizări ar putea la un moment dat să dea nota chiar se poate. Adică ne vom descurca noi 4-5 state, ca în vechile alianțe din perioada interbelică, și vom funcționa. Același lucru va spune Europa cu nucleul dur, spunând nu desfințăm piața comună. Discutăm despre aceleași circulația liberă a produselor, fără taxe și așa mai departe, dar condiționăm cu mult alte probleme comportamentul, sau nu, solicităm schimbări de comportament prin modul în care ne comportăm noi. Este periculos acest lucru. Și da și nu. Pe de-o parte, mie mi se pare că de foarte multe ori acest grup de la Vișegrad este prea supraestimat, cel puțin în România. Da? Nu este atât de mare puterea lor pe cât am crede, dar în același timp este foarte bine ca un mod de, cum se spune, iar un manual de învățare. Da? România nu se aliază aproape cu nimeni când merge la Bruxelles, execută aproape orice, tot timpul este de acord cu ce se întâmplă acolo. Ori asta nu este normal pentru o țară, nu e vorba de România. Nici o țară nu trebuie să meargă așa. Da? Și noi trebuie să învățăm ușor, ușor, să intrăm în alianțe cu unii cu alții pentru anumite lucruri. Trebuie să fim și noi mult mai activi, da? Mult mai, cum să spun, mult mai fermi pe niște puncte, pe altele trebuie să fim mai maleabili. Asta înseamnă în realitate o valorificare a interesului național așa cum trebuie să-l valorifici, da? Sunt situații în care, până la urmă, cumva trebuie să înțelegem. Spre exemplu, Ungaria este o țară care a fost traversată de 1 milion de oameni aproape, sub o formă sau alta, nu? În drumul spre Viena. Pentru că așa e geografia în sine, da? Pe când, cum îi spune, Cehia, Slovacia nu sunt încântate pentru că, iarăși, pe fundamentul Austriei, nu? Ele au o anumită, expunere la ce se întâmplă în Austria. Inclusiv expunere de tip bancar, cum iarăși știți foarte bine că o bună parte din băncile din Ungaria, cea mai importantă bancă din Ungaria, tot Erste Bank este, care operează și la noi cu numele de BCR. Mă rog, cumpărând banca noastră. Deci, lucrurile nu sunt chiar atât de simple pe cât par, pentru că este o suficient de mare interdependență economică și câtă vreme Uniunea Europeană rămâne în forma cât de cât așa, interdependența nu se va desfința, ba dimpotrivă se va adânci. De acord cu dumneavoastră, întrebarea este de ce a venit domnul Juncker cu 5 soluții? De ce n-a venit cu, nu știu, prima? Continuăm chiar dacă este dificil, negociem pentru fiecare... Pentru că ar fi fost nepolitic, în sensul că dacă vii cu prea puține opțiuni, îi forțezi pe toți ceilalți să se poziționeze într-un fel sau altul. Credeți-mă că totuși acele 5 variante nu înseamnă că nu pot fi amestecate. Da, evident, amestecate, multiplicate, iar ceea ce este asta trebuie să, să nu mai fie mâine sau dimpotrivă să fie... Deci noi nu știm. Dacă, spre exemplu, mâine se va întâmpla, eu știu, să zicem, o catastrofă de tip ecologic, cine știe pe unde, da? Și atunci, să zicem, în zona aș spune mai degrabă între zona Italia-Franța, da? Atunci vor căuta toți să intervină, să spună, da? Dar dacă se va întâmpla o catastrofă ecologică undeva între Germania și, cum îi spune, și Polonia, să zicem că acolo se va răsorna un petrolier. Deci lucrurile sunt mai complicate în sine. Sunt fapte care, inclusiv pe zona de media, da? Dacă sunt bine exploatate, fundamentează, repet, ce se întâmplă în România, da? Pe străzile din București și nu numai, este un fenomen extraordinar din punct de vedere pentru unii, pentru Europa, pentru alții este un fenomen foarte interesant din punct de vedere al schimbării de generație și al, cum să spun, al balansării puterii economice într-o țară. Pornind de la ceea ce spuneți, având în vedere că noi avem 2 minute, România nu va trebui, adică nu, va trebui să abordeze una din soluții. Care credeți că va fi soluția sau care credeți că este soluția recomandată pentru România? Nu suntem în Schengen, nu suntem în euro, am muncit să fim și în Schengen, am acceptat și MCV-ul, am făcut eforturi cu criza din 2010 cu ideea că vom fi undeva în zona euro prin 2019-2020. Care ar fi soluția, scenariul pe care trebuie să-l îmbrățișeze și să-l sprijine România? România trebuie să aleargă orice scenariu prin care legalitatea va fi mai puternică decât este, prin care modul de guvernare va fi unul mai apropiat de cetățean în sensul cooptării cetățeanului la decizie, deci mai multă transparență, mai multă, cum îi spune, mai multă predictibilitate în guvernare și tot România va trebui să accentueze din ce în ce mai mult acele politici care îi vor aduce dezvoltarea în raport de două concepte: educație superioară și economie superioară. Economia superioară însă presupune, pentru prima dată, sper cel puțin în ultimii 27 de ani, un plan real atât pentru satul românesc, în care avem aproape jumătate din populație, cât și pentru orașe. În această situație vom izbuti cumva să ne balansăm mai bine interesele între diferitele zone, între diferiții poli de dezvoltare. Și odată ce ne clarificăm aceste chestiuni și punem politicul la locul lui, pentru că e un pic cam exagerat în România, ca să nu zic altfel, dar în momentul respectiv vom izbuti să avem o societate articulată, coerentă, care va merge fără îndoială pe drumul cel bun. Pentru că România nu merge niciodată pe drumul cel prost prin eforturile cetățenilor săi, dar este deturnată de cele mai multe ori, din păcate, de niște politicieni care nu întotdeauna sunt la fel de buni precum cetățenii pe care i-are țara. Mulțumesc tare mult! A fost o adevărată plăcere să vă am în studio. Stimați telespectatori, încheiem aici și vă dorim toate cele bune!